Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Asociația Accept anunță că marți 17 ianuarie CEDO a pronunțat o hotărâre istorică. Familiile formate din persoane de același sex trebuie recunoscute legal și protejate de toate statele din Uniunea Europeană, inclusiv România. Acesta este primul subiect pe care îl vom aborda astăzi. Rămâneți cu noi, avem câteva știri interesante de comentat. O decizie luată marți 17 ianuarie de Curtea Europeană a Drepturilor Omului obligă toate statele membre ale Consiliului Europei, inclusiv România, să adopte o formă juridică de recunoaștere a familiilor formate din persoane de același sex și să creeze un cadru legal care să protejeze traiul în comun al acestor cupluri. Cazul judecat la CEDO era din Rusia. Trei cupluri solicitaseră în Rusia dreptul să se căsătorească. Statul rus le-a respins acest drept, iar în fața Curții Europene a argumentat că societatea rusă nu este pregătită să accepte acest pas. CEDO a respins contestația Moscovei și a transmis că, așa cum se întâmplă în orice situație, nici în cazul minorităților sexuale, drepturile fundamentale nu depind de acceptul majorității. Comentăm astăzi la Lumea Religioasă cu pastorul Lucian Floricel și cu pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie și licențiat în drept. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Iată un subiect care ne interesează. Toată presa cumva a preluat această știre și încă de săptămâna trecută au fost articole, pe aici pe acolo și ceva dezbateri. Da? Deci acum ce va însemna exact acest lucru pentru România? Există o piesă de teatru celebră a lui Shakespeare. Se cheamă Mult zgomot pentru nimic. Asta înseamnă știrea asta. De ce? Adică se face mult prea mult caz de o chestiune care ar trebui tratată și rezolvată în regimul normal, adică în regimul juridic. Ce presupune regimul juridic? Găsirea unei forme legale de protejarea drepturilor acestei minorități care preferă acest gen de relații. Observați că nu folosesc cuvântul căsătorie, pentru că pentru mine, în calitate de creștin, căsătorie înseamnă ceea ce a instituit Dumnezeu, un bărbat și o femeie, cu binecuvântare divină și așa mai departe. Dar un drept și Curtea Europeană explică de ce e nevoie de chestiunea asta, un drept trebuie să existe și asta trebuie să rezolve. Drepturi care să reglementeze... Chestiunile patrimoniale sunt în primul rând vizate. Dacă doi oameni care trăiesc împreună, ca și cum ar fi căsătoriți, unul dintre ei moare, regimul bunurilor rămase în urma lui nu este reglementat. Celălalt nu beneficiază de ele. Dacă unul dintre ei este bolnav, celălalt nu îl poate vizita și așa mai departe. E vorba de chestiuni de astea practice. Aspectul moral și toată tevatura care se face pe aspectul moral... Nu are nimic de a face cu chestiunea legală. Sigur că ele nu pot fi separate. Bun. Ce prevede legislația românească? Cum găsește România un asemenea moment în care CEDO cere protecție pentru cuplurile LGBT în toată Europa și în România? Legislația românească nu prevede nimic, fiindcă legea pentru parteneriatul civil a fost blocată în Parlament, s-a făcut tam-tam, s-a făcut discuții și n-a fost rezolvată. Cum ar fi putut fi rezolvată și chestiunea asta să iasă din agenda publică? Pentru că rămânând în agenda publică,
se manipulează într-un mod foarte violent și nociv mințile tinerilor mai ales. Ce se va întâmpla mai departe? Probabil în timp vor fi făcute anumite presiuni, pornind de la faptul că cei pentru care s-a luat această hotărâre la CEDO sunt din spațiul rus. Să nu uităm că Rusia este sau nu știu dacă a luat decizia sau dacă a hotărât să ia decizia de ieșire din Consiliul Europei. În felul acesta, hotărârea CEDO ar putea să nu-i mai atingă. Însă pentru celelalte state din Consiliul Europei și din Uniunea Europeană vor fi anumite încercări de impunere a unei legi unitare la nivelul întregii Uniuni Europene. Cum se va face lucrul acesta? Ce va însemna parteneriatul? Cum vor putea să fie respectate drepturile? Nu știm exact la momentul acesta, însă în hotărârea aceasta spune că cere protecție. Nu știu dacă ar trebui să ne gândim doar la protecție pentru cuplurile LGBT. Legea fiecărei țări înseamnă protecție, indiferent de ce coloratură politică, religioasă sau, iată, gen ești în țara respectivă. Și dacă ar fi să fac o legătură, cred că mult mai important ar fi ca CEDO să se exprime cât se poate de repede pentru ce am discutat zilele trecute că se întâmplă în Ucraina, și anume restrângerea libertăților de conștiință ale unor oameni. Uneori o astfel de decizie așteaptă mulți ani la rând la CEDO și poate că aici ar trebui să se gândească nu doar la anumite drepturi pentru anumite grupuri, ci să fie aceleași drepturi pentru toate grupările sau minoritățile din zona respectivă. Ce înseamnă pentru lumea politică românească, dar pentru biserică? Un subiect de campanie electorală pentru lumea politică românească. Anul 2023 e preelectoral, anul 2024 are 4 rânduri de alegeri, așa că e un subiect binevenit politicienilor. Pentru lumea religioasă este o capcană. Pentru că e foarte greu de păstrat un echilibru. N-ar trebui să ne lăsăm angrenați în dispute politice, de o parte sau de alta, ci ar trebui să rămânem la adevărul clar, limpede și curat al Evangheliei. Și n-ar trebui să pierdem din vedere că și oamenii aceștia, indiferent de convingerile lor minoritare sau majoritare, au nevoie de mântuire și de Iisus Hristos. Știrea a venit însoțită de un termen, iată, CEDO obligă statele, inclusiv România, că trebuie să ofere soluții pentru legalizarea relațiilor dintre persoanele de același sex. Este vorba între drepturi medicale, succesiune și de liberă circulație. Obligatoriu, ce înseamnă obligatoriu și la ce ne-am putea aștepta mai departe? Ar trebui să ne gândim că la nivel european a fost luată o hotărâre cu mai mulți ani în urmă ca dreptul european să se supraordoneze dreptului național. Având în vedere această hotărâre, ar trebui ca fiecare țară, conform acestei hotărâri, ca fiecare țară să se subordoneze. Însă să nu uităm că statele în general încearcă să-și păstreze libertatea. Dacă ne aducem aminte, chiar pentru un cuplu căsătorit, în momentul în care s-a cerut în România, s-a ajuns inclusiv la Curtea Constituțională și ne aducem aminte că totuși Curtea Constituțională, deși nu a dat o decizie foarte clară, a scăldat lucrurile în așa fel încât să fie bine, după cum cere majoritatea de la noi. Zâmbește pastorul Petrescu pentru că știe ce se întâmplă pe tărâm juridic, ce se întâmplă atunci când se iau astfel de decizii. Pe tărâm politic, da. Să spunem, de dreptul, da. Oricum, la CEDO sunt și 23 de dosare din România. Da. 13 cupluri de femei lesbiene și 8 cupluri de bărbați gay care au apelat tot la CEDO. Nu s-a pronunțat încă. Vom vedea, trecem mai departe, schimbăm registru și mergem către făina de greier, care a apărut și pe piața din România, după ce Uniunea Europeană a dat undă verde folosirii ei pentru producerea pâinii a biscuiților
sau a ciocolatei. Românii sunt încă reticenți atunci când vine vorba să consume produse pe bază de insecte, dar specialiștii ne atrag atenția că produsele sunt sigure și că au un conținut foarte mare de proteine. Pentru că suntem creștini, încercăm să vedem dacă Biblia spune ceva despre consumul de insecte. În Noul Testament ni se spune că Ioan Botezătorul consuma lăcuste și avem în studio doi pastori care cu siguranță ne vor lămuri. Păi Biblia, dacă am citit eu bine, spune aceasta să fie hrana voastră. E chiar în Geneza, acolo la origini. Și acolo trebuie să ne uităm prima dată. Orice iarbă care are sămânță, fructele și așa mai departe. Hrana originară e cea vegetariană. Asta a spus Dumnezeu când l-a făcut pe om și mă gândesc că știe el bine de ce o fi spus asta. Mâncarea cărnii este permisă după potop, în circunstanțe speciale pe care le cunoaștem și așa mai departe. Dar aceasta este restricționată de niște reguli care sunt menite să diminueze aspectele nocive ale acestui tip de hrană. Adică animalul tăiat într-un anumit fel, fără sânge, grăsime și așa mai departe, plus o listă extrem de explicită în Cartea Leviticului. Animalele sunt numite acolo ca să fie tranșant, curate și necurate, și ce nu scrie acolo, nu sunt specialist în ornitologie sau care o fi știința care se ocupă de greier. De greier. Mâncăm greier sau nu mâncăm greier? Făina de greier. Acum, trebuie să înțelegem că această discuție este supradimensionată. În momentul în care se va ajunge să se facă pâine pentru o țară întreagă din făină de greier, înseamnă că avem o cultură de greieri în locul la orice altă cultură din lumea aceasta, numai dacă ne uităm și la preț. Nu știu câți dintre cei care ne ascultă sunt dispuși să meargă să cumpere făină de greieri la prețul care, la care a fost anunțat făina respectivă. Mai degrabă este o discuție care este cumva dusă la o dimensiune neobișnuită. Și pentru că trebuie să dai oamenilor un subiect de discuție. Nu se discută deloc despre alte coloranți, de exemplu, din tot de origine animală, carminul, care se folosește de ani de zile, este acolo pe etichetă, oamenii au mâncat liniștiți, nu s-a făcut nicio discuție, dar iată că acum carminul apare această... Fiind, carminul fiind? Tot dintr-o insectă, un gândac, până la urmă. Însă este nevoie să se discute la nivelul acesta. Poate că oamenii gândesc în timp că resursele pământului sunt limitate și atunci va fi nevoie să se ajungă aici. Dar dacă este să ne uităm la studiile și sfaturile specialiștilor din domeniul nutriției, se spune că întoarcerea la dieta pe care Dumnezeu a dat-o de la început ar face ca pământul să poată să hrănească de cel puțin 3 ori mai mulți locuitori decât în momentul acesta. Pentru că creșterea animalelor consumă resurse, atât în furaje, dar mai ales resurse de apă, în cantități uriașe, incomparabile cu resursele pe care le-ar consuma cultivarea vegetalelor, legumelor, fructelor pentru populație. Întorcându-ne la greieri și Biblie. Păi greierul e bine să rămână ori în fabula despre greiere și furnică, ori acolo în iarbă și să-l mai asculte din când în când și copiii de la oraș. Știți, e o vorbă populară care spune că țara arde și nu merg mai încolo, că pot fi acuzat de discriminare, cineva să piaptănă. Grija greierului. Sigur, organismul ăsta își face treaba, certifică că acest aliment este compatibil cu o alimentație lipsită de pericole, care o fi aia lipsită de pericole, nu știu, dar vorba colegului meu. Cam mult scomod pentru nimic. Să nu uităm că sunt zone ale lumii. Am fost în Africa. În Africa se consumă în mod natural
Insecte, lăcuste, furnici, sunt niște furnici de o anumită dimensiune, se prăjesc, se servesc în cornet, exact cum mâncăm noi semințe de floarea soarelui sau de dovleac. Ba chiar ronță e cam la fel, ca să fie nostimă în discuția noastră. Deci nu este ceva nou, este totuși ceva nou pentru zona noastră și cred că trebuie să rămânem la nivelul acesta, ca fiind o noutate. Cine vrea să încerce, poate să încerce, din punct de vedere biblic știm care este lista pe care a lăsat-o Dumnezeu. Mergem mai departe, pe 29 decembrie, când 2022 s-a încheiat, capelanul Dave Barnett a botezat 40 de deținuți la un centru de detenție din Indiana. Fotografiile evenimentului au fost postate pe contul de Facebook al biroului șerifului, care s-a bucurat de excelenta modalitate de a sărbători Crăciunul și un an nou, a scris acesta. Ei bine, postarea a stârnit mii de comentarii, în timp ce unii văd aceste botezuri înfăptuirea în închisoare a unor lucruri extraordinare și a faptului că, iată, suflete se întorc la Dumnezeu, alții însă sunt indignați de afirmația șerifului. Cred că avem și noi ceva fotografii de acolo. Iată, chiar acum pe ecran noi avem această fotografie, 40 de deținuți. Veste bună, veste mai puțin bună, de ce unii comentează și agrează o asemenea acțiune, iar alții nu numai că sunt reținuți, sunt chiar revoltați, că iată, șeriful a putut să își permită să afișeze aceste fotografii care au făcut înconjurul lumii până la urmă. Da, sunt două chestiuni incriminate, că biroul șerifului n-ar trebui să se ocupe de propagandă religioasă, și doi, că aceștia probabil, posibil, au fost supuși unei indoctrinări, lipsiți fiind de libertate, ceea ce n-ar fi etic. Mă întreb de ce nu se face atâta discuție atunci când în închisorile americane și nu numai pătrund droguri și tot felul de substanțe interzise, despre asta se vorbește mai puțin. Și în România sunt astfel de evenimente. Nu se face mare publicitate, dar an de an sunt deținuți care ajung să îl cunoască pe Dumnezeu, citesc Biblia, sunt ajutați să facă asta. Eu vorbesc în cunoștință de cauză, Biserica Adventistă are o organizație care se ocupă specific de așa ceva. Serviciul Umanitar pentru Penitenciare. Exact. Și face asta de 30 de ani. Iar rezultatele sunt spectaculoase. Oameni care apucă să-și refacă viața, relația lor cu societatea și mai ales relația lor cu Dumnezeu. Și da, sunt botezați, devin creștini. Eu cred că ăsta este un lucru excepțional și ar merita toată publicitatea de pe lume. Serviciul Umanitar pentru Penitenciare nu-și face mare publicitate, pentru că nu ăsta e scopul, să-și sigur facă publicitate. Dar eficiența lui este probată în timp și în rezultate. Sigur că mai există și eșecuri. Oameni care sunt falși, care profită de asta, dar asta nu înseamnă să nu continui un astfel de lucru. Așa că, din punctul meu de vedere, eu l-aș felicita pe șeriful acelui ținut, pentru că s-a bucurat de evenimentul acesta, care este unul de bucurie. Zice Scriptura, când se întoarce cineva la Dumnezeu, e bucurie nu doar pe pământ, și în cer. Cei care incriminează de obicei astfel de acțiuni sunt sceptici cu privire la autenticitatea unui suflet care spune da înaintea lui Dumnezeu. Sigur. Se gândesc totdeauna la niște avantaje. Să nu uităm însă un lucru. Nu există niciun avantaj pentru cel care se botează în închisoare din perspectiva lungimii detenției. Nu îi se scurtează cu absolut nimic. Însă, în momentul în care vorbesc la nivelul României, în momentul în care Direcția Generală a Penitenciarelor a acceptat colaborarea nu doar cu Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, care este al Bisericii Adventiste, ci și cu alte organizații din bisericile, în mod special
neoprotestante, a făcut lucrul acesta pentru că a văzut eficiența și anume oamenii aceștia și-au schimbat viața, și-au schimbat atitudinea acolo în închisoare, relația lor cu gardienii, cu ceilalți oameni din închisoare a devenit o relație deosebită, specială. Oamenii aceștia nu au mai creat probleme și atunci a fost încurajată o astfel de acțiune pentru că, într-adevăr, se vede că este una dintre puținele metode care dă rezultate. Și spun și eu același lucru, șeriful ar trebui să fie apreciat pentru că el face publică această acțiune într-o zonă în care infracționalitatea este extrem de mare, vorbim și de Statele Unite ale Americii. Aș mai adăuga încă ceva ca un argument în privința aceasta și dau un exemplu dintr-o altă zonă, este vorba de Brazilia. Este o închisoare care în 1972 a fost preluată de un grup creștin pentru a fi gestionată într-una dintre cele mai rău famate regiuni ale Braziliei și rezultatele au fost excepționale, încât la ora aceasta în Brazilia sunt 39 de închisori care au fost date pe mâna creștinilor, iar din Statele Unite ale Americii au mers reprezentanții ai penitenciarelor americane ca să vadă modelul. Și care sunt rezultatele? Din toate închisorile braziliene, procentul celor care se întorc în închisoare după eliberare, după un anumit număr de zile, este între 70 și 75%. Din închisoarea aceasta, Humaita, procentul este doar de 4%. Aceasta spune că, într-adevăr, oamenii care îl cunosc pe Hristos, chiar și în închisoare, își schimbă cu adevărat viața. Mergem mai departe. Alberto Asofiei ne oferă un grupaj de știri pe scurt din lumea religioasă. Urmărim și revenim aici și comentăm. În lumea religioasă, multe se întâmplă, însă puține sunt observate. În Norvegia, de pildă, o țară în care doar 2% din populație frecventează în mod regulat biserica, nu te-ai aștepta să existe o dezbatere națională despre traducerea corectă a textului din Ioan, capitolul 3, versetul 16. Și totuși, vestea că o viitoare traducere a Bibliei va înlocui sintagma să nu fie pierdut cu să nu piară, a stârnit controverse puternice. De ce să schimb ceva care este complet inteligibil, a declarat o femeie din orașul Alta, într-un interviu, în timp ce editorii noii versiuni spun că asemenea controverse sunt normale în orice proces de traducere al Bibliei. În Afganistan, pe măsură ce talibanii înăspresc restricțiile asupra femeilor și ministerele creștine întreprinzătoare oferă seminarii și predici acolo unde nu există biserici. Însă comunitatea creștină afgană din Turcia a reușit ca, prin intermediul unui post evanghelic de televiziune online, să ofere videoclipuri cu mărturii, predici și discuții conduse de pastori, atât adunărilor secrete din case, cât și pentru creștinii împrăștiați. Talibanii au închis 10 de posturi de televiziune și radio, însă smartphone-urile au cunoscut o creștere de până la 70% în timpul ocupației americane, devenind acum mijlocul prin care mulți creștini pot primi suport și susținere din partea bisericilor online. Ucrainienii și rușii au sărbătorit Crăciunul Ortodox, în timp ce luptele au continuat în ciuda apelului unilateral al Rusiei pentru o încetare a focului de 36 de ore, despre care Ucraina a spus că este doar o manevră a lui Vladimir Putin pentru a-și repoziționa și întări trupele. O parte dintre ucrainieni sărbătoresc Crăciunul pe 25 decembrie, alții pe 7 ianuarie. Ambele zile sunt sărbători legale în țară. Anul acesta, pentru prima dată, Biserica Ortodoxă din Ucraina a declarat că va permite congregațiilor sale să sărbătorească Crăciunul pe 25 decembrie, la fel ca și alte confesiuni din vestul Ucrainei. Biserica ar trebui să dea un exemplu bun și în ceea ce privește relațiile. Prin urmare, nu este potrivit ca cei care trăiesc împreună, dar sunt necăsătoriți, să fie hirotoniți ca preoți. Aceasta este opinia preotului norvegian Katrine Tallaksen. Una dintre laturile problematice ale concubinajului, potrivit lui Tallaksen, este că termenul cuprinde atât relații pe termen scurt, neangajate, cât și relații asemănătoare căsătoriei. Prin hirotonirea celor care trăiesc împreună, necăsătoriți, la slujirea preoțească va da impresia
decizia că biserica ar vedea concubinajul ca fiind în regulă. Nu ăsta este genul de exemplu de conviețuire pe care vreau să-l dea biserica, scrie ea. Noe, voința de a trăi. Un spectacol inspirat din povestea biblică va fi susținut în Palatul Congresului la Paris în perioada 21-29 ianuarie. Este istoria noastră un început etern sau suntem pregătiți să facem lucrurile altfel ca să învățăm și să trăim împreună? Sunt întrebările pe care și le pune regizorul, care subliniază că această poveste biblică este o invitație de a ajuta oamenii să se conecteze cu spiritualitatea și să lucreze împreună pentru a construi o lume a păcii. Cercetează tot, păstrează ce este bun. Pastorii Valeriu Petrescu și Lucian Floricel încă se află aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Să ascultăm sfatul colegului nostru, să luăm ce este bun din lumea religioasă. Cum se vede lumea religioasă? Iată, prin știrile pe care astăzi le-am prezentat și pe unele dintre ele chiar le-am comentat. Ce ați remarcat în mod deosebit? Este, așa cum am spus de multe ori, o lume foarte complexă, pentru că atinge orice dimensiune a vieții. Aș remarca faptul că chiar în zonele cele mai restrictive ale lumii, a fost amintită știrea din Afganistan, chiar și acolo, sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu și oameni care îl găsesc. Și dacă nu se poate face la nivel național, atunci, iată, se intervine din alte zone ale lumii, în limba lor, pentru ca Evanghelia să ajungă și la acei oameni. Aș remarca faptul că persecuția, așa cum comentam și o știre din India zilele trecute, persecuția nu a făcut niciodată pe un creștin să renunțe la credința lui. Poate că ar trebui să înțeleagă și oamenii care îi persecută pe creștini, sperând că în felul acesta vor renunța. Iată că nu renunță. Domnule Petrescu. E o lume complicată cea în care trăim. E complicat să trăiești, dar trebuie să trăiești. E foarte bine că în Norvegia se lucrează o nouă traducere a Bibliei. Problema mea este cât o vor citi. O sintagmă sau alta se poate discuta asupra ei, dar firul roșu care străbate întreaga scriptură ar trebui să fie cunoscut de cât mai mulți. Faptul că ucrainenii și rușii sărbătoresc pe stil vechi sau pe stil nou Crăciunul, din păcate este o chestiune care a încăput pe mâna politicienilor, fiind război acolo și numai de Crăciun nu le-a ars săracilor oameni și de o parte și de alta, pentru că noi vorbim de ucraineni foarte mult, dar și soldații ruși nu sunt deloc într-o situație mai bună. Da, foarte interesant că din Norvegia vine opinia aceasta că preoții, mă rog, doamna e cea care vorbește, preoții, dacă nu sunt căsătoriți, trăiesc în concubinaj, n-ar trebui hirotoniți. E o tautologie. E evident că așa ar trebui să fie. Cât privește spectacolul ăsta de la Paris, însuși regizorul atrage atenția, n-aveți așteptări. Nu are nimic biblic în el subiectul acesta. Doar numele. Da, doar numele și pretextul pentru că dă bine. E ciudată lumea în care trăim, dar trebuie să trăim în ea. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă și am comentat știrile acestei ediții. Vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate bune vă dorim!